Nimic nu e întâmplător. De ce întâlnim anumite persoane pe drumul vieții sau de ce nu le întâlnim pe altele? De ce le întâlnim în perioadele agitate ale vieții și nu în cele liniștite? De ce le întâlnim prea devreme sau, uneori, prea târziu? Sunt multe întrebări la care încă nu vom găsi un răspuns, dar nimic nu e întâmplător. Uneori visăm alături de aceste persoane, zâmbim, ne atașăm, iubim. Unele întâlniri se vor încheia frumos, iar altele trist. Unele persoane vor sta lângă tine pentru totdeauna, iar altele vor pleca din viața ta, vor pleca probabil cu bucăți din sufletul tău. Vor pleca pentru a putea face loc altor persoane care să vină să-ți completeze golurile lăsate de cele care au plecat. Nu ne atingem întâmplător sufletele. Există o voce interioară în fiecare dintre noi, care, fără să ne dăm seama, cheamă anumite suflete pe parcursul vieții și astfel ne întâlnim. Lăsăm sufletul să ne îndrume pașii, ne apropiem, luptăm împreună ca mai apoi, uneori, să ajungem în final să luptăm unul împotriva celuilalt. Cu timpul uităm să ne mai ascultăm sufletul și, în schimb, ne ascultăm orgoliul. Ne trezim prea târziu că am uitat să ne zâmbim, am uitat să ne ținem de mână, am uitat de sentimentele care ne legau, am uitat să ne iubim și am uitat de tot ce am construit împreună. Uităm pur și simplu de suflet și de vocea acestuia și de faptul că ne-am întâlnit dintr-un anumit motiv. Chiar dacă vor fi persoane care vor rămâne doar o perioadă în viața ta sau persoane pe care a fost nevoie să le scoți pentru a nu-ți mai face rău, uită de răzbunări sau vorbe fără rost. Ai doar de câștigat dacă, după experiențe neplăcute avute cu unii oameni, poți să te uiți în urmă fără să ai resentimente și să lași gândurile bune să iasă la suprafață, atât față de tine, cât și față de celelalte persoane. Mergi în continuare pe drumul tău, mergi ascultându-ți în continuare sufletul și poți fi sigur că nimic rău nu se poate întâmpla. Iubește în continuare, iubește din ce în ce mai mult, deoarece aceasta este singura slăbiciune a oamenilor puternici, dorința de a da din ce în ce mai mult, indiferent de consecințe. Învață lecția și mergi mai departe. Nu lovi înapoi, deoarece te va durea și pe tine. Refuză să te împotmolești și crede în continuare în oameni, în tot ce-i frumos, în iubire și în lucrurile care ne apropie. Îți vei da seama că nu ai făcut altceva decât să mai faci un pas spre tine, că ai mai urcat o treaptă spre locul unde îți dorești să ajungi. Vei trăi și dezamăgiri și vei crede că totul în jurul tău și mai ales în sufletul tău se destramă. Dar va veni clipa când îți vei da seama că, de fapt, în interiorul sufletului tău îți construiai caracterul, îl construiai pentru ca mai apoi să-și continue strigătul.
Cu fiecare vorbă urâtă la care ai răspuns cu bunătate, sufletul tău mai punea o cărămidă. Și uite așa, ceva cu adevărat frumos se găsește acum în interiorul tău. Nu uita! Nimic, dar absolut nimic, nu e întâmplător. Iar drumul spre iubire și fericire începe cu tine. De unde atâția oameni răi? De unde atâta răutate? Ce îi face pe unii oameni să devină răi? Să-i facă să bârfească, să mintă, să înșele, să fure? Și să nu mă înțelegeți greșit, eu cred că, prin definiție, omul e bun. Omul, așa cum îl văd eu, poate face atât de multe lucruri bune pentru el și pentru ceilalți, încât exact chestia asta mă face să privesc perplexă comportamentul multora dintre noi, oameni care ar putea fi buni, dar mustesc de răutate. Și cred că de cele mai multe ori, degeaba. Vor exista mereu oameni care te vor răni, așa că trebuie să-ți păstrezi încrederea și doar să ai mai multă grijă în cine ai încredere și a doua oară.